Creștinii îl sărbătoresc pe 20 iulie pe Sfântul Ilie. Acesta este cunoscut ca aducător de ploi, deoarece prin rugăciunea sa a salvat de la moarte poporul din Israel care se lupta cu seceta de 3 ani și jumătate. Sfântul Ilie a trăit cu peste 800 de ani înainte de Hristos, pe vremea lui Ahab, regele iudeilor. Despre Sfântul Ilie se spune că este ocrotitorul recoltelor și erou al credinței. În tradiția populară se spune că Sfântul Ilie este aducătorul de ploaie. Se vede că și ziua de astăzi, nu e așa, a ascultat Dumnezeu și Sfântul Ilie rugăciunile unora și a plouat. Această tradiție vine de la viața Sfântului Ilie, care se spune că a încuiat cerurile din cauza păcatelor oamenilor. Poporul în vremea respectivă căzuse în idolatrie, iar această încuiere a cerului a fost ca un fel de pedeapsă pentru acest păcat. Numele Ilie în limba română provine de la numele ebraic Eliah, ceea ce înseamnă al cărui Dumnezeu.